Dintre cele mai îndrăgite pasaje din Sfânta Scriptură se numără cele care tratează psalmii. Psalmii sunt rugăciuni care sunt înălțate înaintea lui Dumnezeu. Deși cuprind o varietate de teme, în psalm întâlnim anumite aspecte care ne dau bătăi de cap. Câțiva dintre acești psalmi sunt numiți psalmi de imprecație sau psalmi de blesteme. Oare de ce în acești psalmi autorul lor cere ca Dumnezeu să-i pedepsească pe cei care îi fac rău? Pentru a găsi răspuns la întrebarea de ce există blesteme în anumiți psalmi din Sfânta Scriptură, stăm de vorbă cu David Goran, doctor în teologie și pastor al Bisericii Sfânta Trime din Alba Iulia. De ce întâlnim blesteme în psalmi? Aș începe cu cum să nu abordăm astfel de psalmi? În istoria bisericii au fost momente în care unii părinți ai bisericii s-au uitat la astfel de texte și au încercat să le supra-spiritualizeze sau să le alegorizeze, așa cum a fost, spre exemplu, Origen sau Ambrozie, care se uitau la astfel de psalmi, spre exemplu, psalmul care vorbește despre zdrobirea pruncilor de stânci, și spuneau acolo de fapt orice credincios ar trebui să zdrobească de stâncă de Hristos gândurile rele, păcatele, patimile și așa mai departe. Deci nu trebuie citit în sens alegoric, dar nu în ce Nu trebuie atunci? în sens alegoric. Cred că este efectiv exprimarea reală a un concret, a unei situații de viață cu care salmiștii se confruntau. Și aici cred că un prim pas ar fi înțelegerea contextului în care ei trăiau. Pentru că, într-adevăr, veneau dintr-o sau într-o cultură, într-o lume în care cruzimea, războiul, sadismul, să spunem așa, în astfel de contexte, era destul de frecvent întâlnit. Și atunci, ceea ce au psalmiști este o reacție față de astfel de situații în care s-a manifestat nedreptatea în special. Pe de altă parte, acești psalmi sunt o încurajare pentru noi ca și credincioși și ne arată că nu e nimic greșit să-ți exprimi sentimentele de mânie, de repulsie chiar, de sadism uneori înaintea lui Dumnezeu, pentru că el oricum ne cunoaște gândurile, inima noastră. În același timp, acești psalmi sau aceste rugăciuni sunt și un strigăt după dreptate. Deci autorii au așteptarea ca Dumnezeu să intervină și să facă dreptate. Și cred că orice credincios ar trebui să aibă aceeași reacție față de nedreptate, în sensul de a-o încredița lui Dumnezeu și de a lua atitudine față de nedreptate atunci când o întâlnește. Mă uit la acești psalmi și din prisma răzbunării. da Psalmul 119, de exemplu, dușmanul meu, vrăjmașul meu, copiii să-i rămână orfani, soția văduvă, să nu aibă necesare, resursele necesare rana de zi cu zi. Dar dacă ne uităm cu atenție în acești psalmi, psalmi nu cer resursele și nici măcar ocaziile în care să se răzbune, ci încredințează lui Dumnezeu această răzbunare, acest act al retribuției. În același timp, cred că ar trebui să ne uităm la aceste rugăciuni și din prisma Evangheliei și a lui Hristos, și să înțelegem că Hristos este atât războinicul care luptă pentru poporul lui Dumnezeu, cât și victima răzbunării divine pentru păcatele noastre. Și atunci, cred că, spre deosebire de credincioșii din Vechiul Testament, care nu aveau resursele pe care le avem noi astăzi, și mă refer aici la Revelația Completă a lui Dumnezeu la conceptul iertării și al jertfei lui Hristos, de plin conturată ca și noi, atunci înțelegem că este vorba despre un moment unic în istoria răscumpărării, care acum poate fi privit altfel din perspectiva aceasta a împlinirii și a desăvârșirii adusă cu jertfa lui Hristos. Mulțumesc! Cei care n-au cunoscut niciodată nedreptatea nu se pot relaționa la asemenea psalmi. Dar dacă ai fost, la un moment dat, o victimă a nedreptății, într-un fel sau altul, poți găsi în acești salmi un strigă după adevărata retribuție care va veni.